Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, voi poate ați auzit la știri sau poate ați văzut pe net că s-a viralizat ieri mesajul ăla de la RoAlert. Acum se face cercetare disciplinară la ISU Brașov după ce un mesaj RoAlert a început cu avertismentul ursul bă. Și a circulat captura de ecran alaltăieri. Peste tot l-am văzut și eu, am crezut că e Photoshop. Cred că nu se poate. M-am gândit să vorbim despre asta la deșteptarea, dar zic, băi, nu punem botul la chestia asta. N-are cum. Nu se poate așa ceva. Să înceapă un mesaj al autorităților cu ursul bă. De fapt, era ursul bă, că scria cu majuscule. Da, da, da. Și dacă stai să te gândești, de fapt, era ursul ba, pentru că scria fără diacritice. Asta e un lucru pe care nu-l înțeleg. Unii comentează pe net... Dacă nu vrei tu să scrii cu diacritice, e treaba ta, pe Facebook, pe Twitter, pe ce vrei tu. Dar dacă reprezinți autoritatea, scrie, domnule, corect în românește. Plus că mesajele astea de la RoAlert sunt foarte adesea gramate sau ortografic incorrecte. Se grăbește lumea. Știi că e urgență, practic. Ei trebuie nu să dea mesajul cât mai repede și atunci îl scriu foarte, da, foarte repede. Deci mesajul este așa, hai să vi-l citesc. Ursu ba! Atenție, a fost semnalată prezenta unui urs pe... Scrie urs pe într-un cuvânt. Nu scrie urs pe, urs pe. Unui urs pe strada Stejarisului. Animalul este considerat periculos, nu încercati să vă apropiati de el sau să îl hraniti. Evitati deplasarea în zona, dacă nu este absolut necesară. Punct. ISU Brașov. Deci ISU Brașov trimite mesaje cu ursul, bă. Și sigur se face o anchetă. Acum ne cerem scuze pentru eroare. A transmis marți Ciprian Sfreja, care e purtător de cuvânt al ISU Brașov. Zice, avem convingerea că populația a înțeles conținutul și scopul preventiv al mesajului. Acum, ca să nu să le găsim și o circumstanță atenuantă, până la urmă contează efectul. Dacă un mesaj care vine și cu sunetul ăla înfiorător te trezește din morți, începe cu ursul, bă, e clar, vine ursul. Deci, da, și-a atins scopul. Este eficient, eficace, scurt, concis, rapid și își atinge scopul. Mai știu niște mesaje care își ating scopul, dar nu pot fi date la radio, să știi. Nu știu la serios, ce te referi. Nu, dar orice text de genul ăsta, până la urmă, îți poate atrage atenția. Serios acum. Da. Relucidăm noi. Da. După. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.